În cel mai scurt timp, în cadrul Consiliului Local, se vor organiza alegeri pentru nominalizarea viitorului viceprimar, care îl va înlocui pe Constantin Țurțulea. Momentan nu se cunoaște decât o nominalizare, însă nici aceasta definitivă, a grupului de consilieri din cadrul USR. Se vehiculează că propunerea îl vizează pe consilierul Alin Vlădău. Celelalte grupuri din cadrul Consiliului, ne referim aici la PNL, PSD și POL, nu au făcut nicio propunere. Cu siguranță, lucrurile se pot schimba și în cadrul grupului majoritar al USR. Cum ar trebui să fie viitorul viceprimar care să-l înlocuiască pe consilierul Constantin Țurțulea, ne spune city managerul Ioana Marcu. Sper ca persoana care va fi propusă din partea fiecărui partid înțelege că vine într-un sistem în care deja așteptările sunt setate. Titi a fost un om extrem de implicat, a fost un viceprimar la care dacă te duceai cu băi, am o problemă, căuta soluții și nu delega, hai găsește-o și vină la mine. De asemenea, a avut, poate nu a fost atât de vizibil în teren, dar a avut niște responsabilități foarte greoaie în ceea ce privește înființarea ADI-ului pe apă, canal, gestionarea relației cu edilul și acolo găsirea soluțiilor pentru ce înseamnă infrastructura noastră de apă, canal, care este praf. Un mic exemplu, au fost zeci. Dar pe fiecare le-a tratat cu seriozitate și le-a dus la bun sfârșit cât timp a fost aici, adică nu le-a abandonat, nu s-a apucat de o chestie, a abandonat-o și așa mai departe. Așa că, din punctul meu de vedere, dacă în acest moment ești consilier local și ești propus pentru funcția de viceprimar, trebuie să știi că vii într-un sistem în care te aștepți la foarte multă muncă, la foarte multă dăruire, și la o responsabilitate enormă pe umerii tăi, pentru că altfel se va vedea o diferență de la cer la pământ. Fostul viceprimar Constantin Țurțulea a lăsat pentru cel care îi va urma un raport detaliat al lucrurilor care trebuie să fie duse la capăt în cel mai scurt timp și care sunt modalitățile pentru a reuși în ceea ce trebuie să facă. Eu am pregătit un fel de raport, să zic așa, pentru următorul viceprimar, astfel încât să știe exact unde a rămas fiecare proiect cu persoane de contact. Voi fi disponibil pentru informări suplimentare dacă e nevoie, pentru că ar fi păcat ca aceste lucruri să rămână acolo unde sunt acum. Trebuie continuate pentru că sunt lucruri importante pentru câmpul lung și timpul întotdeauna e împotriva noastră. Înainte de a fi propus un candidat pentru funcția de viceprimar al municipiului Câmpul Lung, consilierii locale ar trebui să țină seama de ceea ce city managerul Ioana Marcu a spus privitor la cum trebuie să fie viitorul viceprimar. Orice persoană care va face rabat de la cele menționate se va îndrepta către un eșec regretabil.